Așa. Dispoziția? Tot ok? Bine, bună ziua tuturor. V-am invitat la sediul Partidului Democrat astăzi pentru a prezenta o decizie, o declarație. Vreau să vă anunț că numai ce am terminat ședința Biroului Executiv al Partidului Democrat, în cadrul cărei am pus în discuție ultimele date înainte de alegeri și în cadrul acestei ședințe ne-am stabilit ca sarcină să adoptăm decizii legate de strategia noastră pentru finalul turului 1, dar și pentru a analiza posibile evoluții din turul 2. Noi, asemenea consultări, vreau să vă informez că am avut pe parcursul întregii campanii consultări bazate pe sondaje, cât și pe obiectivul legat de interesul național în ceea ce privește alegerile. Nu întâmplător, în centrul campaniei mele electorale s-a aflat mesajul foarte clar că Republica Moldova trebuie să-și continue parcursul său european. Aceasta fiind singura cale reală prin care putem moderniza țara. Mesajul meu a prins și acest lucru mă bucură foarte mult. Partidul Democrat a ajuns principalul partid care poate menține Republica Moldova pe cale europeană. Și avem deja al treilea sondaj care arată acest lucru. Mai mult, datorită campaniei noastre a crescut și interesul oamenilor și dorința ca țara noastră să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Mă bucură la fel faptul că a scăzut semnificativ în ultimele săptămâni numărul celor care optează pentru Uniunea Vamală. În opinia mea, acesta este un câștig foarte important pe care îl avem deja în această campanie. Spre deosebire de alți concurenți electorali, am desfășurat o campanie pozitivă. Am fost aproape de oameni, le-am ascultat problemele și am căutat împreună soluții. Așa și în continuare va face politică Partidul Democrat. Doar în acest fel, împreună cu oamenii, putem schimba țara spre bine. Într-o campanie electorală murdară, noi am încercat să fim altfel, să păstrăm mesajul european, unul constructiv și să dovedim oamenilor că putem să le oferim o perspectivă. O perspectivă bună în comparație cu circul și scandalul oferit de unii dintre contracandidați. Creșterea noastră constantă a arătat că cetățenii văd în Partidul Democrat echipa care poate să le rezolve problemele. În ciuda atâtor luni de atacuri și campanii murdare de manipulare la adresa partidului nostru, PDM a reușit să-și păstreze rezultatul obținut în ultimele alegeri și chiar să aibă o creștere față de acest rezultat, fiind partidul pro-european cel mai bine cotat la acest moment. Iar acest lucru ne obligă și ne responsabilizează pentru viitor ca și partid aflat la guvernare. Atât eu, cât și Partidul Democrat am demonstrat nu odată că putem face pași importanți atunci când interesul național o cere. Iar interesul național este reprezentat acum de păstrarea cursului european al țării, realizarea reformelor și modernizarea țării. Republica Moldova are nevoie de un președinte pro-european, unul care să vină în funcție și să muncească pentru acest obiectiv împreună cu guvernul și parlamentul. Nu să vină în funcție pentru a porni noi războaie și crize politice. Viitorul președinte trebuie să fie un factor de echilibru în politica internă. Trebuie să fie un bun promotor al intereselor Moldovei peste hotare. Contează mai puțin care este numele lui, din ce partid vine. Odată instalat în funcție, el trebuie să se dedice cetățenilor și interesului național al Republicii Moldova. Am analizat în cadrul ședinței de astăzi ultimele date foarte proaspete care arată că acea mișcare de ultim moment cu desemnare candidatului unic nu a dat rezultate scontate. Probabil și pentru că ea a fost făcută foarte târziu, dar și pentru că o parte surprinzător de mare din electoratul platformei DA a întărit de fapt nu dreapta, ci stânga, în special pe candidatul partidului nostru, adică partidului lor.
Nici avansul mai esandu nu este unul considerabil, procentele rămânând destul de apropiate între noi, în limita marjei de eroare, cu șanse relativ egale de a intra în turul 2. Dacă după aceste date prea multe concluzii nu am putut desprinde, a existat însă o altă analiză care ne-a pus pe gânduri și ne-a determinat să cântărim lucrurile dincolo de interesele de partid. Este vorba de modul în care am putea intra în turul 2, candidatul PDM și cel al PAS și ce evoluții se anticipează. Iar în această analiză am pornit din nou de la interesul că până în final alegerile să fie câștigate de un candidat pro-european, indiferent de numele acestuia. Concluzia acestei analize este că în turul 2, candidatul PAS are șanse ceva mai mari să-l învingă pe Igor Dodon, pornind de la un bazin electoral mai larg pe care îl poate atrage conjunctural. Am privit foarte responsabil aceste date, înțelegând că ne aflăm în mijlocul unei conjuncturi electorale foarte și foarte specifice de moment, în care candidatul de dreapta, care intră în turul 2, are nevoie de fiecare vot pe care îl poate atrage ca să iasă câștigător. Obiectivul PDM nu este pur și simplu să câștige o întrecere electorală. Obiectivul Partidului Democrat este ca alegerile să fie câștigate de candidatul pro-european cu cele mai mari șanse în turul 2. Avem rezultate la limită, deci evaluarea pe care o facem poate fi la limită. Dar opinia noastră este că pentru a avea o mai mare siguranță că alegerile să fie câștigate de un candidat de dreapta, este nevoie de o anumită decizie tactică responsabilă. Având în vedere aceste analize, având în vedere obiectivul declarat de la începutul campaniei, ca Republica Moldova să fie condusă de un candidat pro-european, împreună cu colegii am luat decizia să mă retrag din cursa electorală. Este o retragere tactică, bazată pe responsabilitate politică, bazată pe analize sociologice și pe expertize profesionale. Și are la bază un obiectiv important, acela de a sprijini prin această decizie strategică ajungerea în funcție de președinte a unui om care va continua proiectul european comun. Mesajul pe care îl transmit electoratului Partidul Democrat este să sprijine candidatul pro-european cu șanse rămase în cursă. Cel cu șanse reale de a-l învinge pe candidatul socialist în turul 2 de alegeri. Să sprijine candidatul care vine în funcție să lucreze în interesul țării, să nu o dezbine și să nu creeze o nouă criză politică, așa cum ne amenință PSRM. În final, vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor care mi-au acordat încredere în această campanie. Mulțumesc pentru sprijin. La fel, vreau să exprim recunoștință tuturor colegilor mei din Partidul Democrat care m-au ajutat, au fost alături de mine și vreau să le spun că și în continuare și eu voi fi alături de ei. Gestul pe care îl facem astăzi este unul dintr-un lung șir de gesturi de responsabilitate și maturitate politică pe care eu și Partidul Democrat le-am făcut de la 2009 încoace. De câte ori interesul țării a cerut. Și în continuare vom demonstra responsabilitate politică în actul de guvernare și în activitatea parlamentară. Vă mulțumesc și acum vreau să rog pe colegul meu, domnul Plahotniuc, prin vicepreședintea partidului, la același subiect. Bună ziua! În primul rând eu vreau să-l felicit pe domnul Marian Lupu din partea Partidului Democrat, din partea mea personală, pentru prestația excelentă care a avut-o dumnealui în campania electorală, prestație prin care și dumnealui, dar și Partidul Democrat a arătat că procentele modeste pe care ni le atribuiau la începutul campaniei electorale unele sondaje
nu corespund adevărului. De fapt, sondajele din ultimele luni au arătat că Partidul Democrat este cel mai reprezentativ și influent partid pe segmentul de centru-dreapta. Decizia de astăzi poate pare șocantă pentru unii, pentru noi însă, pentru Partidul Democrat, ea este una calculată, este o decizie logică și ea reiese, în primul rând, din interesul major al țării și, totodată, desigur că reiese din polarizarea la moment excesivă de pe scena politică. Prin această decizie, noi ne dorim să consolidăm vectorul european al țării și, desigur, să facem irreversibilă modernizarea țării. Dacă e să gândim egoist politic, ar trebui ca domnul Marian Lupu să rămână în cursă. Să rămână în cursă pentru că dumnealui are șanse reale să intre în tur 2 și prin asta Partidul Democrat să marcheze o victorie politică, dar posibil doar o victorie politică de moment. Totodată, dacă cifrele și conjunctura actuală arată că există un alt candidat care poate are șanse mai sigure să atingă acest obiectiv, noi, ca partid, și azi, demonstrăm că suntem în stare să luăm decizii deloc ușoare, responsabile și importante pentru țară. Această decizie este rezultatul multiplelor consultări cu oamenii în teritoriu, cu colegii noștri de partid, cu partenerii noștri interni și, desigur, cu partenerii externi. Și încă ceva. Faptul că Partidul Democrat contribuie ca un candidat al opoziției pro-europene să câștige funcția de președinte, noi suntem siguri că va consolida echilibrul de pe scena politică a țării. Și desigur această acțiune pentru noi, pentru Moldova, este un exercițiu nou, un exercițiu democratic pentru țara noastră. Vă mulțumesc și sper că nu v-am stricat seara. Mersi. Mersi foarte mult.